Și Partidul Unității Naționale a depus astăzi actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului de inițiativă în vederea susținerii lui Octavian Țicu, drept candidat la funcția de președinte al Moldovei în cadrul scrutinului preconizat pentru 1 noiembrie curent. Octavian Țicu, printre primii candidați care și-au anunțat prezența la aceste alegeri, se declară sigur că semnăturile necesare pentru susținerea candidaturii sale vor fi adunate la timp și susține că pandemia de COVID-19 nu trebuie să împiedice desfășurarea prezidențialelor. Menționăm că perioada de depunere a cererilor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de președinte al Moldovei a demarat marți 1 septembrie și se va încheia la 11 septembrie 2020 inclusiv.